Da, cred că s-a închis pentru că nu mai avea minute. Dar eu încă sunt aici pe extrag strofa asta. Wow, ce bine sună, ești nebun. Wow, chiar sună bine. Sună super tare, ești nebun. Dar trebuie să dau astea mai încet. Pentru cine nu a prins live-ul de la început, am făcut o piesă. Cred că am făcut-o puțin peste jumătate de oră sau ceva de genul, nu știu. A mers totul ca uns. Imediat dau și play. Imediat dau și play, da. Un pic. Pentru cei care n-au prins live-ul de la început, pentru că s-a întrerupt, se pare că la o anumită perioadă de timp se întrerupe, găsiți restul live-ului pe Instagram TV sau nu știu cum se numește. Le-am pus acolo. Așa, hai să vedem cum sună piesa. Bă, dar sună super tare, nu? Hai să dăm play, să vedem. Bă, nu știu dacă o să postez pe YouTube, îți dai seama cum mi-a venit ideea și... Noroc că am zis să fac live-ul ăsta, pentru că altfel... Nu știu dacă scriam piesa asta, sincer. Hai să vedem cum sună. Voi vă dați seama că piesa asta acum o oră nici măcar nu exista? Tare, nu? Ok, hai să dau play. Ia. Mi se pare chiar tare. Hai că a ieșit o piesă mișto cu voi aici pe live.
Poate în curând o să și postez pe YouTube. Bă, cred că e tare. Am făcut o piesă, ești nebun? Plană. Mă bucur că am făcut live-ul ăsta, pentru că altfel nu făceam piesa. Deci, trebuie să repet. Pentru cine au intrat mai târziu, am făcut o piesă. Și o să mai dau play o dată. Și pentru oamenii care intră acum. Dacă vă place piesa, să-mi spuneți în comentarii. Și dacă nu vă place, ce nu vă place? Că-s curios. Să mai dăm play o dată. Partea asta. Cum vi se pare piesa? Mi se pare chiar tare. Știu ce să zic de partea asta. Uite asta de aici. Stați un pic. Ia. Spuneți-mi cum vă dă partea asta. Nu. Asta mi se pare tare, că asta e strofa a doua. Asta de aici. Vă place partea asta? Să facem și o structură. Pentru că eu aveam altceva aici, altă structură. De fapt, nu aveam o structură. Hai să facem și o structură rapidă. Nu mai vei, că suntem doar niște foști. Ne-am stins ca două scumpei. Cum poți să uiți așa de mine? Să las așa mai pe gol. Mai... Da, pot să înlocuiesc vocea aia cu un pian, dar e bună ideea. Sau cu un instrument, ceva. Ia stai un pic să pun eu. Stai să pun asta. Să pun eu asta mai. Deci, să înceapă piesa așa. Ok. Să încerc să pun asta. Aici. Îmi spui că nu mă cunoști, îmi spui că nu mă mai vrei, că suntem doar niște foști. Ne-am zis ca două
așa de mine. Ca noi străim printre ruine. Cum poți să... Și cum unde ar trebui să intre? Ar trebui să intre mai repede ritmul, nu? Sau să-l mai las așa un pic? Stai că mă încurc pe aici. Bă, deci am lucrat atât de mult astăzi, de-abia mai văd pătrățelele astea. Așa e, mă, oare? Cum poți să lași a fost o parte? Să... Cum poți să lași a fost o... Bum! Dacă începe acolo. Să vedem, nu știu cum o să sun. Deci. Îmi spui că nu mă cunoști, îmi spui că nu mă mai vrei, că suntem doar niște foști, ne-am stins ca două scumpe. Cum poți să uiți așa de mine? Ca noi străim printre ruine. Și aici. Cum poți să lași a fost deoparte? Bine, bine așa. Cred că e bine așa, e ce trebuie. Și de aici dăm drumul la Dambla. Ia, spunem și restul. E mișto așa, nu? Trebuie să punem și restul, dar ce prost că puteam să copiez, păi și așa o să fac. Stați numai un pic. Aveți puțină răbdare cu mine, că sunt obosit. Păi ești nebun, nu mai văd astea. Așa. Bun. Merg pe pilot automat. Dacă se întâmplă asta, de obicei sună bine la final. Bun, ia să vedem. Scuze pentru asta. Îmi spui că nu mă cunoști, îmi spui că nu mă mai vrei, că suntem doar niște foști, ne-am stins ca două scumpe. Cum poți să uiți așa? Cum poți să lași a fost deoparte? Să te privești că sună, chiar îmi pare că sună super tare. Dar cred că mai trebuie o parte, nu-mi dau seama acum. Nu-mi dau seama cât tare. Cine? Nu, stai un pic. Save us. Să
Dăm și un save. Ok. Să vedem cât tare, nu știu cât tare asta. Da, merge pe al doilea refren. Și o voce de fată. Cred că merge, stai să mai ascultăm și mai vedem. E bine așa cum e. Da, și mie îmi dă chiar bine piesa. Și pentru cei care au intrat mai târziu, asta e o piesă începută acum mai puțin 2 ore, cred. Bine, aveam o parte de negativ. O bună parte de negativ o aveam deja. Dar nu avem niciun cuvânțel. Hai să vedem. Mai dăm un play? Îmi spui că nu mă cunoști, îmi spui că nu mă mai vrei, că sunt... Bă, dar parcă începe din topor așa un pic. Se face un început. Mă cunoști, îmi spui că nu mă mai vrei, că suntem doar niște foști. Da. Îmi zici că două scânteai, cum poți să uiți așa de mine? Mă, nu știu ce să zic de începutul ăsta, trebuie să-l facem un pic mai fresh. Să înceapă așa direct, fără nimic altceva? Sau să înceapă așa? Mă cunoști, îmi spui că nu mă mai vrei, că suntem doar niște foști. Te-am stins ca două scânteai, cum poți să uiți așa de mine? Ca doi străini printre ruine, cum poți să lași a fost deoparte? Deci cum e mai bine? Că nu-mi dau seama. Începutul așa, cu sunetul ăsta la început, așa. Îmi spui că nu Sau direct, așa. Îmi spui că nu mă cunoști, îmi spui că nu mă mai vrei, că... Cred că... Nu, cred că mai bine fără ăla, nu-mi dau seama. Chiar nu-mi dau seama. Îmi spui că nu mă cunoști, îmi spui... Așa cum a fost a doua oară. Îmi spui că nu mă E cunoști. mai simplu, nu? Băi, e foarte interesant să fac muzică cu voi de față pentru că interacționăm și îmi dau seama de multe lucruri pe care le uit în procesul ăsta de creație. Mă iau cu altele și uit chestiile de bază, că trebuie să fie simplu. Ia uite, cineva spune că i-ar plăcea să audă cu sunetul. Altcineva spune că direct. Vezi? Păreri și păreri. Să dau vocile, cred că un pic mai încet. Îmi spui că nu mă cunoști, îmi spui că nu mă mai vrei, că suntem doar niște foști. Ne-am zis că două scânteai, cum poți să uiți așa de mine? Ca noi străini printre ruine, cum poți să lași a fost eu? Facem o șmecherie. Vocea asta, spuneam că nu, încă nu mă sunt asta. Vezi, e un pic așa robotizată, e un pic future. Hai să facem și mai future. Să vedem dacă ne iese, evident.
pare rău că nu pot să filmez și ecranul să vedeți ce fac, dar oricum... înțelegeți voi, până la urmă. Deci, mă. Bă, dacă n-am nevoie, nu găsesc. Aha. Hai să vedem cum putem să o facem, să sunem un pic mai interesant. Deci ea sună, acum sună așa. Se aude, da? Hai să vedem. Interesant efectul ăsta, așa. Să-l dăm mai tare. Nu dau mai tare. Gain, 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 gain. Gain. Apropo, atunci când lucrez, vorbesc foarte mult singur, deci să nu vă speriați. Depinde, mă întreabă Sergiu dacă e greu să faci o piesă cap-coadă. Uite, de exemplu, acum s-a întâmplat să fim în live și chiar să-mi iasă o piesă drăguță și cred că avem de o oră. Dar ăsta e un caz super fericit. Se poate întâmpla să stai și luni de zile, ani, nu știu, pe o piesă. Până vom îmbătrâni, de când am compus-o până am lansat-o, a durat vreo 4 ani tot procesul. Nu știu, așa s-a întâmplat. Dar depinde foarte mult. De mulți factori. Suntem cu sunetul ăsta. Se pare mai interesant acum. Ia să vedem cu totul. Mai bine. Nu e mai bine așa? Te surprinde un pic mai mult, parcă. Dacă știe Liviu Todorescu că am făcut una nouă, păi nu cred că știe. De unde să știe? Dacă n-a intrat pe live, nu știe. Salut, salut Bianca, hai să mai salut lumea. Scuze, sunt aici în Ramona, te pupom. Cristina, uite, a fost cu noi, cred că de la început. One Trusted, Alba Iulia e cu noi. Ionuț, te pupăm, George. Sorin, uite și păvărul Sorin. Ia. Tu mă înjurai, mă, pe WhatsApp că nu te bag în seamă? Care mă înjura? Da, tu mă înjurai. Frate, scuze, dar am fost aici în procesul creației. Iuliana, te pupăm, Ioana, Ștefania, Izabela. Hai să vedem. Mai dăm un play. Așa e, când faci muzică o să vedeți că poate o să vă plictisiți, dar ăsta e procesul. Dai foarte multe play-uri, ascult de foarte multe ori. Cristina spune că mă iubește, dar și eu te iubesc, și eu vă iubesc, bineînțeles. One love, peace. Hai să vedem. Îmi spui că nu mă cunoști, îmi spui că nu mă mai vrei, că suntem doar niște foști, te-am zis că două scumpe, cum poți să uiți așa de mine, ca doar străin printre mine, cum poți să lași a fost o parte. Ce-mi place aici? Tare cu sunetul ăsta așa. Mamă, dar ce-mi place. Să-i
Bă, nu știu ce să fac aici. E prea scurtă. Cred că ar mai trebui un parce, nu? Vă place piesa? Bă, chiar mă bucur că vă place. Eric, te pupăm. Ce faci, frate? Ia să vedem cine a mai intrat. Mari, te pup. Cristiana, Cătălina, te pup. Cristiana, Cătălina și cu Sergiu, văd că sunt aici. Sunt de foarte mult timp alături de mine și mă urmăresc. Și le mulțumesc pe canalul ăsta. Uite, și Dea e la fel de foarte mult timp. Și Lăcătuș Cristina, am văzut că am tot scrie. Este Andy Ghișoiu, Alba Iulia e cu noi. Andy, ca să înțelegi ce am făcut acum o oră o piesă live pe Instagram, fără să-mi dau seama și fără să plănuiesc. Și chiar îmi place cum sună. Uite, Cristiana spune că a și învățat versurile. Eu încă nu le-am învățat, deși le-am scris. Dar de-abia scrise și nu le știu. Roxana Simionescu spune, ai o voce super frumoasă și melodiile îmi dau și mie cel puțin un vibe mișto. Super, mersi. Cum ți se pare asta? De-abia am făcut-o. De acum merge Vescan cu niște versuri. Păi, ia uite, dacă îl cunoști, scrie tu și poate facem un feat. Da, frate, acum o oră am făcut ce auzi tu. Hai să mai dăm un play pentru cei care au intrat mai târziu. Prima parte o aveți la mine pe Instagram, la Instagram TV sau cred că așa se numește. Și că nu prea am folosit, v-am zis, cu Instagram și cu rețelele de socializare să stau mai prost. Dar mă ajutați voi, poate dați share-uri și fac și eu ca ăștia pe live-uri. Dați distribuire! Hai să vedem. Hai să mai dăm un play. Când o pun pe YouTube, nu m-am gândit dacă o pun pe YouTube. Acum am compus-o, dar mi se pare mișto. Îmi spui că nu, Hai să vedem. îmi spui că nu mă cunoști, îmi spui că nu mă mai vrei, că suntem doar niște foști, ne-am stins ca două scumpe, cum poți să uiți așa de mine, ca doar străin printre ruine, cum poți să lași a fost o parte. M-a prins. Acum ia. DJ. Întrebarea mea e, hai să și terminăm piesa dacă tot am început-o. Exact, asta vorbeam cu oamenii. Că eu cred că mai trebuie o parte, că trebuie un parce care să vină după aia într-un refren. Mari spune, unde e Sorin? Am văzut. Sorin cred că e pe aici cu noi. Mă bucur că îți place piesa. Uite, Olaru Andrei mă întreabă, poate ajunge cineva să facă, sau nu știu dacă e o întrebare exact, poate ajunge cineva să facă versuri pentru artiști fără cunoștințe muzicale mari? Și dacă da, cum putem să luăm legătura cu artiștii? Păi, să știi că de multe ori mi-au zis oameni că mi-au scris și nu am văzut mesajele, pentru că, exact cum am zis, sunt un pic cu social media, nu sunt atât de prieten, din păcate, dar uite că mai fac și lucruri de-astea în care îmi pun piesele pe Instagram, dar poți încerca să trimiți demo-uri pe la casele de discuri și poate ai noroc să fie ascultat demo-ul tău și să fie plăcut. Și atunci lucrurile sunt mai simple.
Uite, Lăcătuș Cristian spune că are și a voce și că dacă aș fi fost aici m-ar ajuta. Uite, poate îmi trimis ceva cu vocea ta. Bun, da, e un pic cam lungan, deși mie mi se pare că după aia se lălăială un pic și nu ne place să fie nouă. Trebuie să ne țină în sentiment tot timpul. Hai să mutăm părțile astea de la început. Să le mutăm. Bă, de fapt, dau delete la partea asta. Haideți să vă arăt. Ce se întâmplă când te enervezi pe un proiect? Așa arată partea asta, așa arată ce am scris, așa arată partea asta. Și când te enervează un proiect, uite ce faci. Faci o chestie de gen... Nu, să nu faceți o chestie de genul ăsta. Să nu faceți o chestie de genul ăsta. Eu o fac pentru că e într-un mediu controlat. Trebuie să tragem totul mai la stânga în logic. Facem parceul ăla. Nu stăm de detalii tehnice aici, stăm să iasă mai mult frumos. Andy spune parce și săptămâna viitoare lansare. Andy, dacă iese bine treaba, cred că în 2 zile i-am dat upload. De-aia mi-am făcut canalul de YouTube, pentru că, apropo și asta cu canalul de YouTube, că mulți ziceau, am avut niște hateri care mi-au spus că, domne, păi nu mai ești tu ăla care făcea milioane de vizualizări și făcea videoclipuri într-una și nu știu ce și nu știu cum. Ideea e că eu am vrut să-mi fac acest canal de YouTube pentru că eu compun foarte multă muzică și ce am lansat în ultimii ani cred că a fost mai, nu știu, undeva la 10% din muzica pe care eu am compus-o și pe canalul ăla de YouTube vreau să-mi pun tot felul de idei. Uite, de exemplu, o piesă ca asta poate că n-ar fi ieșit niciodată pentru că eu deja am o grămadă de piese care așteaptă să fie lansate de foarte mult timp, de peste 2 ani de zile și n-aș mai fi băgat în seamă, dar asta nu înseamnă că piesa nu e bună și că poate oamenii n-ar fi rezonat cu ea. Și de asta canalul de YouTube este foarte important pentru mine și chiar e important să mă susțineți acolo, să-mi dați un subscribe și un share, pentru că asta înseamnă, e vorba despre libertatea de exprimare și pentru mine e foarte importantă și nu înseamnă că trebuie să fac videoclip la fiecare piesă, dar pot să pun o piesă să o ascultați atunci când aveți nevoie să ascultați muzică. Ideea e că, oricum, dacă muzica în ziua de azi este gratis, măcar să noi artiștii să punem muzică bună care să valine sufletul, că până la urmă pentru asta o facem și dacă reușim să ne întreținem și să trăim, să putem să facem asta în continuare, este perfect. Dar deocamdată, iahtul ăla și avionul l-am lăsat pe în parcare aici la Lidl. Da. Să nu intrăm în detalii tehnice, să mergem mai departe cu muzica, pentru că asta este importantă. Ia să vedem. Bă, aici aș pune o chestie, ia să vedem, fac așa. Știu că nu se schimbă armonia, dar vreau să țin lucrurile cât mai simple. În Logic X lucrez. Cineva spune, ar fi frumos să faci o piesă împreună cu Joe. Da, îmi place foarte mult Joe, este super tare. Cineva îmi spune că mi-a scris în privat. Vă mulțumesc, după ce o să închei live-ul și o să terminăm piesa, o să citesc mesajele. Domnul Lori e cu noi. Domnul Lori, trebuie să vă spunem, acum o oră nu aveam această melodie și acum pe live am fost inspirat și se pare că suntem aproape de a avea o piesă. Bă, dar nici acum n-ai scos apa aia din subsol, extraordinar. Te-am sunat, dar nu mi-ai răspuns. Hai să vedem ce avem aici. Vorba lungă, sărăcia omului. Bun, și după aia ar trebui să vină. Ok, și după aia vine partea asta. Cine ești tu? Cine ești tu? Bun.
Așa, deci pe asta trebuie să o copiem. Păi, deci sunt atât de obosit că îmi cad ochii în gură, dar din experiența mea mi-am dat seama că cele mai tari piese au venit pe nemâncate și pe oboseală. Se pare că, nu știu, atunci când am stomacul gol și sunt super obosit, creierul funcționează cumva diferit și e mai eficient. Și putea să fac middle part aici. Și aici trebuie să facem ceva frumos. Niște un stop aici. E chiar indicat. Ia să vedem dacă facem așa cum sunt. Ia. Oh, stai un pic. Cine ești tu? Cine ești tu? Pe accenti. Pe accenti aș vrea să fac. Aveți un pic de răbdare cu mine. Mai e ceva frumos. Ok. Ok, hai să tăiem și asta. Și să vină așa. Interesantă ideea, n-a fost cea mai fresh, stați un pic. Da, mă, așa e mai bine. Ia, hai să vedem, deci avem parceu pe care încă nu l-am compus. Hey. Și aici post refren. Punem și post refrenul. Un pic. Post refrenul, am zis. Și mi se pare tare și partea asta și ar putea să meargă și asta. Stai să vedem. Uite, pentru cei care vor să facă muzică, poate ați prins ceva în seara asta și ați învățat ceva și o să fiți mai aproape de visul vostru de a compune. Noapte bună, Ramona, noapte bună. Mersi mult. Noi îi dăm în continuare pentru că trebuie să terminăm piesa. Acum aș face o nefăcută, fiți atenți. Aș face o nefăcută și cred că o să fac nefăcută asta. Gândesc să nu fie prea mult, dar aș face așa, la final. Da, nu pe beat. Nu pe beat, stați un pic. Pe asta. Așa aș face. Cum poți să uiți așa de mine? Ca doar străini printre mine. Vai. Mi-am dat seama că atunci când am tras vocile, am lăsat și boxele ca să auziți voi și s-a tras cu tot cu boxele, sunt boxele la maxim. Cum ar fi să lansez piesa, să o las așa? Dacă aș fi Kanye West și aș avea tupeul lui, așa aș face. S-ar putea să fac așa. Pentru că muzica e despre vibe, nu e despre cât de corect e, de fapt. Pentru că nu despre asta e vorba.
Nu contează prin ce mijloace ai ajuns la un rezultat bun, atâta timp cât rezultatul e foarte bun. Dar vedeți că în spate s-aud, nu știu dacă auziți, să se aud tobele. Dacă o lansez, o să scriu acolo pe YouTube. Pentru că am vrut să aud de oamenii, să știți că se aud și niște tobe prin spate. Cum poți să uiți așa de mine? Am rezolvat. Ca noi străini printre lumini. Gata, mă, așa, uite, așa termin piesa, pentru că așa îmi place. Că așa e cel mai de impact. Ia să auzim. Nu știu ce să zic de efectul ăsta. Și termina mai bine așa. Da, așa. Da, e miezul nopții, fix miezul nopții și noi facem muzică cel mai bine. Să sting lumina? Pot să sting lumina, nu știu cum mai vedeți. Dar da, baterie mai am, 20%, sunt bine. Aoleu, hai să terminăm piesa asta, e târziu. Bun, hai să dăm un play. Îmi spui că nu mă cunoști, îmi spui că nu mă mai vrei, că suntem doar niște foști, ne-am zis că două scumpe. Cum poți să uiți așa de mine, ca noi străim printre lumine? Cum poți să lași a fost deoparte? Asta e piesa. Mai avem nevoie de un par C. Ok? Mai avem nevoie de un par C și avem piesa. Roxana Simionescu spune că abia așteaptă să o asculte mașina. Da, și eu sper să o postez pe YouTube și, mă rog, mai e de muncă, trebuie să o fac, să o curăț, să... Na, să-i fac tot felul de chestii. Hai să vedem, să încercăm să facem o chestie aici pe middle partul ăsta ca să avem o piesă. Thank you.
Fim un pic mai dure aici, să vedem. Asta scriu, dar nu știu ce scriu. Ok, eu nu știu dacă auziți ce cânt eu aici, dar mi se pare interesant. Ușor,
uit linia. Am auzit de la alții că ei să uiți de noi, că nu-ți pasă chiar dacă pare ce stoi. Ai aruncat cu apă rece peste noi, când ne țineam în brațe, când eram noi. Am auzit de la alții că ei să uiți de noi, că nu-ți pasă chiar dacă pare. Tu să faci așa. Am auzit de la alții că ei să uiți de noi, că nu-ți pasă chiar dacă pare ce stoi. Ai aruncat cu apă rece peste noi, când ne țineam în brațe. Prea multe informații după aia. Auzi de la alții că ei să uiți de noi, încă-ți pasă chiar dacă pare ce stoi. Ai aruncat cu apă rece peste noi, când ne țineam în brațe, când eram goi. Și aici urmea. Hai să tragem. Să nu ne ia somnul, hai să tragem repede. Și să nu uităm linia. Am două perechi de căști aici, ca să înțelegeți treaba. Dar o să le folosesc pe astea pentru că sunt închise. Biroul meu e un dezastru. Dar o să le folosesc pe astea pentru că sunt închise și nu se mai aude nimic. Hai să vedem. Hai să facem și parceul. Ia. Un play. Aia. Auzi de la alții că ești să uiți de noi, încă-ți pasă chiar dacă pare ce stoi. Ai aruncat cu apă rece peste noi, când ne țineam în brațe, când eram goi. Ok, hai să Am auzit de la alții că ești să uiți de noi, că încă-ți pasă chiar dacă pare ce sloi. Ai aruncat cu apă rece peste noi, când ne țineam în brațe, când eram goi. Și încă o dată. Am auzit de la alții că ești să uiți de noi, că încă-ți pasă chiar dacă pare ce sloi. Ai aruncat cu apă rece peste noi, când ne țineam în brațe, când eram goi. Mai trag o dată așa să fie. Am auzit de la alții că ești să uiți de noi, că încă-ți pasă chiar dacă pare ce sloi. Ai aruncat cu apă rece peste noi, când ne țineam în brațe, când eram goi. Ok. Nu tragem voci finale aici. Pur și simplu voi buim. Să mai facem unul. Am auzit de la alții că ei să uiți de noi, încă-ți pasă chiar dacă pare ce... Am auzit de la alții că ei să uiți de noi. Hai să dublăm un pic linia asta cum place. Am auzit de la alții că e să uiți de noi, încă-ți pasă chiar dacă pare ce sloi. Atât și pe aia o punem pe cealaltă, hai să vedem. Am auzit de la alții că e să uiți de noi, încă-ți pasă chiar dacă pare ce sloi. Bun. Repet, nu tragem voci finale, nu tragem foarte multe duble. Ia să vedem cum sună. Hai să auzim cum sună. Sunteți pregătiți? Că eu nu știu dacă sunt pregătit. Sună mai bine a treia. Dacă urcă nota aia acolo. Hai să vedem. Și dăm mai tare ca să și auzim ce facem. Hai să vedem. Cine ești tu, să-ți dorești tu, dar te invită-te,
Brouleții, cred că avem piesa. Ești nebun. Cred că a trecut o oră jumate de când suntem în live și cred că avem piesa. Ia să vedem. Mamă, era să dărâm microfonul. Este microfonul meu, îmi place foarte mult. Mă ajută să vă buiesc acasă. Hai să mai ascultăm o dată middle part, după care dăm un play de la început. Ce bine, stai, hai să-i dăm un play de la început. Și după care, înainte să închidem live-ul, să-i reglăm un pic volumele. Îmi spui că nu mă cunoști, îmi spui că nu mă mai vei, că suntem doar niște foști, le-am zis că două scumpei, cum poți să uiți așa de mine, ca doar străini printre mine, cum poți să lași a fost eu. Se termină live-ul, se termină live-ul, revin imediat cu încheierea. Se termină live-ul, revin imediat cu încheierea. Îl punem și pe ăsta pe Instagram TV sau cum se numește. Deci intrați la mine pe Instagram.